Hello, bună tuturor! O să vă vorbesc în această seară despre 10 motive de ce să bei aloe vera gel. Și în primul rând o să vă spun că acest minunat gel conține peste 200 de compuși activi, dintre care 20 de minerale, 18 aminoacizi și 12 vitamine. Iar datorită acțiunii sinergice ale acestor componente, aloe vera și-a câștigat de-a lungul timpului renumele de planta miracol. Cum spuneam, de ce să incluzi aloe vera gel în dieta ta zilnică? Ca și un prim beneficiu, aș vorbi despre efectele benefice asupra intestinelor. Un consum regulat de aloe vera gel normalizează tranzitul intestinal, stimulează activitatea fibroblastelor și are efecte benefice asupra pielii. Cum bine știm, fibroblastele sunt celule specializate ale epidermei, al căror rol este de a produce colagen și elastină. Iar aceste fibre, dragii mei, alcătuie structura pielii și conferă elasticitate. Cu cât pielea este mai bogată în colagen și elastină, cu atât pare mai tânără. Un alt beneficiu este că contribuie la menținerea sănătății sistemului digestiv. Un sistem digestiv sănătos înseamnă că substanțele nutritive din alimentele pe care le consumăm sunt absorbite în mare proporție în sânge. Iar aloe vera gel are proprietăți detoxifiante remarcabile. Consumul regulat de aloe vera gel poate îmbunătăți funcționarea sistemului digestiv și, de asemenea, crește absorpția proteinelor, distrugând în același timp bacteriile neprietenoase, să le spun așa, într-un mod perfect natural. Un alt beneficiu este acela că este benefic pentru sănătatea denturii și a gingiilor. Datorită proprietăților inflamatorii, gelul de aloe vera are acțiune calmantă asupra gingiilor și țesuturilor bucale moi și asigură o igienă corectă a cavității bucale. Ajută de asemenea și la menținerea siluetei și crește nivelul de energie. Consumat în mod regulat, aloe vera gel contribuie la curățarea sistemului digestiv. În hrana noastră zilnică, cum bine știm, sunt incluse substanțe dăunătoare ce ne pot cauza neplăceri. Iar consumul de aloe vera gel ne oferă practic posibilitatea de a ne simți mai bine, de a avea mai multă energie, de a prelua și a menține controlul asupra greutății noastre corporale. Are de asemenea activitate antivirală, are proprietăți antiinflamatorii. Printre substanțele identificate în gelul de aloe se numără și câteva proprietăți antiinflamatorii și analgezice. Iar de asemenea, persoanele care consumă în mod regulat gelul de aloe vera au experimentat beneficii importante în acest sens. Este de asemenea o sursă importantă de minerale. Gelul de aloe conține o serie de minerale, printre care voi numera calciu, sodiu, fier, potasiu, crom, magneziu, mangan, cupru și zinc. Acest lucru se explică prin faptul că planta crește în soluri fertile, iar rădăcinile sale sunt capabile să absorbă aceste minerale și să le furnizeze organismului în forme biodisponibile. Ne furnizează de asemenea doza zilnică de vitamine. Aloe vera gel conține o gamă largă de vitamine, fiind una dintre puținele surse vegetale de vitamina B12. În plus, mai conține vitaminele A, B, C, E și acid folic. Este tonic general pentru sănătate. Consumă gelul de aloe vera cu toate ingredientele sale valoroase, care se găsesc din păcate în proporție din ce în ce mai mică în hrana zilnică, între care 7 din cei 8 aminoacizi esențiali pe care organismul nu-i poate sintetiza. Organismul funcționează în parametri optimi la capacitate 100%, dragii mei. Iar, evident, rezultatele se văd într-o stare generală de bine pe care o experimentează toți cei care își încep ziua cu porția de aloe vera gel. Eu vă sfătuiesc la final să consumați aloe vera gel simplu sau în combinație cu un suc natural de fructe și veți beneficia și voi de una dintre cele mai valoroase
suplimente alimentare. Vă pup și vă doresc o seară liniștită. Pa!